Un grav accident de circulație a avut loc vineri seara în municipiul Drobeta-Turnu-Severin. Șoferul vinovat fiind un bărbat care nu a respectat culoarea roșu a semaforului. În urma impactului, 7 autoturisme au fost grav avariate. În urma impactului, 8 mașini au fost avariate. Șoferul teribilist, care conducea o mașină sport, a acroșat 3 autoturisme aflate în mers, după care a lovit alte 4 parcate regulamentar. La fața locului s-au deplasat polițiștii care, în urma verificărilor efectuate, au stabilit că un bărbat de 42 de ani din municipiu, în timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Tudor Vladimirescu, după intersecția cu strada Topolniții, a acroșat un autoturism condus de un tânăr de 25 de ani din comuna Șinian. În urma impactului, autoturismul condus de bărbatul de 25 de ani a fost proiectat într-un autoturism condus de un bărbat de 56 de ani, din Drobeta-Turnu-Severin, și în alte 2 autoturisme staționate regulamental pe marginea părții carosabile. Din impactul anterior descris, elemente de caroserie s-au desprins și au avariat ușor un alt autoturism condus de un bărbat din comuna Șimian și un autoturism ce era staționat. Din accident a rezultat vătămarea corporală ușoară a conducătorului auto de 56 de ani și a unei tinere de 20 de ani din Calafat, județul Dol, și aceasta din urmă fiind transportată la unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. O tânără însărcinată a fost prinsă într-unul dintre autoturismele parcate, aceasta fiind transportată la spital de către un echipaj smurd. Accident rutier în Drobeta-Turnu-Severin, pe bulevardul Tudor Vladimirescu, soldat cu 5 victime, dintre care 2 pacienți au refuzat consultul medical la fața locului, un bărbat în vârstă de 56 ani, cu traumatism craniocerebral și plagă frontală, a refuzat transportul la spital, un alt pacient cu epistaxis remis a refuzat transportul, iar o gravidă în luna a 4-a a fost preluată de smurd Turnu-Severin cu atac de panică și transportată la UPU. Numărul victimelor ar fi putut fi mai mare. Numai o minune a făcut ca mașina să nu lovească și pietonii care se aflau la un fast food din zonă.